Tot mai mulți cetățeni, activiști, dar și voluntari se alătură inițiativei civice Cetățeni pentru Europa, lansată de mai multe personalități din diverse domenii. Aceștia își propun să meargă prin localități sau să organizeze campanii online pentru a combate falsurile lansate de Kremlin privind aderarea la Uniunea Europeană. Așa cum țara noastră este constant ținta unui război informațional, implicarea fiecăruia este esențială, spun autorii inițiativei. Vrem să mergem prin țară, să organizăm întâlniri, respectiv facem apel în special către cetățeni din afara Chișinăului să se implice, să vină alături de noi, fie în format digital, fie în format fizic. Scopul nostru este ca pe 20 octombrie oamenii să facă o alegere bazată pe cunoștințe, pe înțelegerea lucrurilor adevărate și nu pe niște sperietori. Ne-am angajat să intensificăm ceea ce facem de mulți ani, să promovăm educația media, să facem educație media, să oferim tinerilor informații, explicații, să combatem dezinformarea și propaganda și acele falsuri legate de integrarea UE. Este crucial, de fapt, să nu fim indiferenți, să nu râdem de cele falsuri care uneori sunt atât de stupide că trezesc reacții ironice, dar să încercăm să ne implicăm, să fim voluntari, voluntari prin a discuta cu alți oameni, voluntari în rețelele sociale, să încercăm să spargem aceste tiparuri false. Cetățenii sunt conștienți că dezinformarea vine de la Kremlin. Comunicarea cu fiecare cetățean despre beneficiile aderării ar putea schimba atitudinea societății privind parcursul european. Cetățenii sunt spuși dezinformării, deoarece noi asistăm la propaganda rusă foarte mult. Și avem foarte multe posturi de televiziune rusești care anume produc această dezinformare. Sunt diversi lideri politici care au vectori sau văd parcursul Republicii Moldova alături de Federația Rusă și în această cauză ei cumva promovează intens rețelele de socializare. Este ca много. Mulți dintre oameni au concepții greșite, pentru că foarte mult timp fie nu au avut posibilități financiare pentru a vizita și vedea Europa, fie au fost publicul țintă pentru un conținut care îi seta în această direcție. Persoanele astea care trecute de o vârstă, da, e foarte greu de demonstrat și de spus că informația e corectă și nu, pentru că ei citesc altfel și văd un pic altfel lucrurile. Când merg în sat, ei de obicei cunosc tot. O altă formă de informare ar fi prin ziare și vizitele în teren, desigur. Adică comunicarea față-față ajută cel mai mult. Partea autonomiei găgăuze, nu se duce nicio explicație și oamenii stau pe starea și comunistă, sovietică, n-au nicio informație. Asta e știut și copiii mici, știu. Vine din Kremlin, nu vor să dea voi la oameni să trăiască de sine stătător și a fi o suspiciune mare că să nu aderăm la Uniunea Europeană. La o lună de la lansare s-au alăturat inițiativei civice Cetățeni pentru Europa circa 360 de persoane. Fondatorii inițiativei și-au propus să contribuie activ la asigurarea accesului fiecărui cetățean la informații corecte și obiective, astfel încât la referendumul privind integrarea europeană din 20 octombrie 2024, toți alegătorii să poată vota în deplină cunoștință de cauză, având toate datele necesare pentru a lua o decizie care să nu poată fi influențată de propagandă sau manipulare.